Prolang permite profesorului să comunice cu fiecare elev sau cu fiecare grupă în parte. Fiecărui elev este alocat un modul hardware cu o pereche de căști și microfon. Acest lucru face posibilă comunicarea profesorului cu elevii. Pentru a vorbi elevilor, dați click pe iconul microfon aferent grupei respective. Modificarea culorii iconului în verde înseamnă că este activă comunicarea. Pentru a anula vorbirea la grupă, clic pe buton, iar acesta va reveni la forma inițială. De asemenea, profesorul poate asculta fiecare elev în parte. Acest lucru presupune ca microfonul elevului să fie activat. Activarea se realizează prin clic pe iconul microfon aferent fiecărui elev. Pentru a permite ascultarea acelor elevi care au microfoanele pornite, clic pe iconul cască. Modificarea culorii iconului în verde înseamnă că profesorul aude ce spun elevii cu microfoanele activate. Pentru a anula, clic pe buton, iar acesta va reveni la forma inițială.